Reprezentanții Fundației Mișcarea Populară și ai partidului cu același nume din Dâmbovița i-au dat un răspuns lui Vasile Blaga. Liderul PDL aflat la Târgoviște a lăsat să se înțeleagă că PMP nu se prezintă în fața electoratului cu oameni noi, care nu au mai făcut politică. Reprezentanții Mișcării Populare spun însă că ceea ce își dorește partidul este să facă un nou tip de politică. În primul rând că PMP-ul e clar un partid nou, e un partid care, în atenția opiniei publice din țara noastră, iată de două luni de când e fondat. În al doilea rând, niciodată PMP-ul n-a spus că este un partid de oameni noi. A spus că este un partid care vrea să facă o nouă politică. O politică altfel, da? O face cu oameni care se pricep și cu oameni care se pricep mai puțin, care au venit, eu știu, mai de curând în partid. Sunt și din așa, mă uitam și în lista de europarlamentare. L-ați văzut pe Siegfried Mureșan, care este un tânăr de 32 de ani, cu o carieră profesională prodigioasă, da, și care a venit, care a venit lângă ceilalți, de lângă Preda sau lângă Baconschi, care sunt politicieni mai vechi. Din punctul ăsta de vedere, afirmația a spus, este cel puțin pătimașă. Plus că lipsa de eleganță în adresarea față de o femeie, da, care, știți, a făcut un comentariu legat, nu știu, de... Poate și-a schimbat. Da. Deci asta dovedește o bădărănie care este specifică politicii românești, de care nu știu dacă vom scăpa.